Bună ziua tuturor! Acest videoclip este, se intitulează Tu și el, situație actuală. Avem trei variante, varianta numărul 1, ulcica verde, varianta numărul 2, ulcica maro și varianta numărul 3, ulcica albă cu flori roșii. O să vă rog să vă alegeți una din cele trei variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe toate cele trei și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Sper că v-ați hotărât. Dacă nu v-ați hotărât, nu e niciun fel de problemă. Puteți pune pauză și să continuați după. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu se poate potrivi pentru toată lumea. Voi începe cu prima variantă și anume ulcica verde. Hai să vedem tu și el, situație sau ea, depinde, de la situație la situație, situație actuală. Tu și el, situația actuală, sau tu și ea. Wow! Dar ce se întâmplă la voi? Că toate cărțile îmi cad. Aici pot fi zodia, poate fi zodia leu, pești, vărsător, săgetător, capricorn, scorpion, chiar și gemeni. Bun. Voi văd că vă ați dorit iubire din partea acestei persoane sau vă doriți iubire din partea acestei persoane, dar în acest moment nu aș putea să spun că acest lucru este posibil. Poate sunteți la început de relație. Dar în foarte multe cazuri văd că aici a fost vorba sau este vorba de manipulare în legătură cu, mai ales cu partea financiară. Poate că voi sunteți persoane care stați mai bine din punct de vedere financiar sau cealaltă persoană și atunci voi încercați să manipulați situația. Cred că aici femeia, ca să spun așa, dar nu în toate cazurile, bineînțeles, v-am spus de la început, este o etalare generală, nu personală și nu se poate potrivi pentru toată lumea. Dar aici femeia cred că este cea care manipulează puțin lucrurile pentru că cealaltă persoană stă bine din punct de vedere financiar. Dar poate fi și invers, da? Ca femeia să stea cu bărbat, dar doar din motive financiare. Trecutul acestei persoane a fost unul cu destul de multe încercări, cu destul de multe probleme. A avut, ca să zic așa, ca și cum a fost pe un munte și trebuia să urce acel munte și era foarte greu, dar a răzbit și a trecut de toate situațiile pe care și de toate obstacolele pe care le avea. Obstacolul acestei situații și acestei relații nu e că nu poate fi vorba și despre iubire, doar că se pune mai mult accent pe partea financiară. Voi sunteți persoane cu foarte multe opțiuni. Aveți și alte posibilități, nu neapărat să rămâneți în această relație, dar cumva vă complaceți și faceți destul de multe compromisuri de a rămâne în această relație. Aici poate fi vorba și de o situație de trio, dar nu vă, chiar dacă știți că cealaltă persoană mai are pe altcineva, poate este căsătorit, căsătorită, poate pur și simplu are pe altcineva, știți acest lucru, chiar dacă nu-l știți, îl veți afla, dar nu vă doriți să renunțați la această persoană, chiar dacă ar trebui să faceți acest compromis și să acceptați și o altă persoană în viața acestei persoane. Voi sunteți persoane cu intuiție, persoane destul de inteligente din câte văd aici, doar că
De multe ori poate nu vă ascultați intuiția. Lucrurile între voi au început ca o aventură, dar continuă la fel ca o aventură. Această persoană se simte bine în poziția în care este, nu are de ce să facă anumite schimbări. Vor fi, să zic așa, propuneri de a face ceva mai mult, dar nu se va întâmpla nimic din toate aceste lucruri. Chiar dacă, să zicem, în acest moment, cealaltă persoană este o persoană singură și nu este că, adică mă refer nu că singură, mă refer la faptul că poate încă nu este căsătorit cu acte sau ceva de acest gen, căsătorit, căsătorită, da? Este posibil să facă acest lucru, dar nu cu voi. Sau chiar dacă îl face cu voi, asta nu înseamnă că nu va mai avea și pe altcineva. Dacă cumva voi aveți inițiala M sau I, rămâneți doar la statutul de amant-amanta. Asta este ce văd eu aici în acest moment. Dar v-am spus, nu în toate cazurile, mai pot fi și excepții. Da? Deci cam asta este situația voastră. Bun, cam astea au fost informațiile pentru prima variantă și voi trece la varianta numărul 2. Hai să vedem și pentru voi situație actuală în relație. Situația actuală în relație. La, și la voi sunt, sunt ceva probleme, dar nu foarte multe. Pe lângă asta văd că la voi este bine că este și parte financiară și parte de iubire. Bun, aici lucrurile care se întâmplă nu se întâmplă întâmplător, aș putea să le zic, ci se întâmplă mai mult prin faptul că această persoană, în primul rând, are destul de multe vicii. Pe lângă asta, când mă refer la vicii, mă refer, poate să fie alcool, poate să fie femei, poate să fie jocuri de noroc, poate să fie droguri, poate să fie absolut orice. Voi știți mai bine situația în care vă regăsiți. Dar nu cred că aceste vicii sunt singurul motiv pentru care această persoană acționează așa cum acționează, ci mai degrabă aș putea spune că aici posibil să fie vorba și de ceva probleme psihice, probleme legate de trecutul său. Această persoană în trecutul său a suferit destul de mult, a fost... cum erau înainte slugile la stăpâni, cam așa a fost și această persoană. A suferit după iubire și suferă și acum și poate că tocmai acesta este motivul care, pentru care acționează destul de haotic. Aici văd că sunteți persoane cu inițiala R sau O. Destul de multe. E suficient să fiți și o singură persoană. Nu trebuie neapărat să fiți multe, dar văd că este... predomină foarte mult aceste inițiale și tocmai de asta am și ținut să le spun. Voi, da, știți că trebuie să refuzați această persoană și chiar o refuzați dacă se întoarce la voi. Ați fost destul de dezamăgiți, dezamăgite, însă această persoană își dorește un nou început cu voi. Își dorește... o împăcare în cazul în care sunteți certați. Se simte destul de rău în acest moment, din punct de vedere sentimental. Chiar dacă vrea să arate că iubește și este iubit, chiar dacă postează pe rețelele de socializare tot felul de lucruri de genul acesta, în inima sa lucrurile nu stau chiar atât de roz. Această persoană va pleca într-o călătorie, poate că această călătorie este spre voi. Și veți încerca cumva să stați de vorbă și să puneți lucrurile în balanță și să vedeți dacă mai merită să vă dați o șansă
sau nu. E adevărat, sunt destul de multe lucruri care s-au întâmplat. În primul rând, văd că a fost vorba de înșelat, de trădat, lucruri care pe voi v-au afectat foarte, foarte mult, dar în același timp vă mai și doriți și unul și celălalt să vă mai dați o șansă. Chiar dacă la suprafață voi spuneți, a, nu mai vreau, nu mai doresc și așa mai departe. Ce spune inima este cu totul și cu totul altceva. Bun. Dacă după ce vă veți întâlni cu această persoană, vă doriți o reîmpăcare, în cazul în care sunteți despărțiți, da, puteți să vă împăcați. Nu se schimbă lucrurile foarte mult dacă sperați la o schimbare din partea acestei persoane, dar dacă voi vreți să continuați cu această persoană, nu vă ține nimeni. Pe lângă asta, pentru cei care sunteți și încă nu v-ați despărțit, urmează această despărțire, chiar vă gândiți, unul dintre voi se gândește la această despărțire, la această separare, dar poate că încă nu știți cum să îi spuneți acest lucru celelalte persoane, pentru că știți că va reacționa destul de dur. Cu siguranță veți lua decizia potrivită și cu siguranță veți face ca lucrurile să fie în favoarea voastră. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Și voi trece și la varianta cu numărul 3, ulcica albă cu flori roșii. Hai să vedem și pentru voi. Bun. În acest caz pot să vă spun că aici există foarte multe iluzii, există foarte multe promisiuni, dar de făcut nu se face nimic. Această persoană la care voi v-ați gândit e destul de mult în trecutul său, la ceea ce a avut și ce a pierdut. Această persoană în trecutul său s-a simțit și a fost mult mai bine decât este în acest moment. Voi sunteți persoane spirituale, persoane atrăgătoare, persoane sensibile, empatice, persoane care își doresc iubire, atât să ofere cât și să primească. Sunteți persoane care să știți să ascultați. Sunteți persoane care știu ce își doresc de la viață. Și sunteți destul de hotărâți, hotărâte în această privință. Cu toate că încercați poate să-i spuneți celelalte persoane anumite lucruri, persoana respectivă refuză să asculte. Decât să vă asculte, preferă să mai bine să bea în plus o bere sau un vin sau mai știu eu ce. Da? Văd că se pare că se cufundă destul de mult în alcool. Dar voi totuși parcă vă doriți această persoană. Suferiți destul de mult și aveți așteptări de la cealaltă persoană, doar că cealaltă persoană se simte destul de blocată. În acest caz nu aș putea să spun că dacă sunteți despărțiți există o împăcare. Această împăcare, chiar dacă va fi, nu va fi prea curând. Este o împăcare care poate să se întâmple, dar într-un timp destul de îndepărtat, acum prea curând nu văd acest lucru și chiar dacă ar fi să vă împăcați acum, nu ar dura foarte mult această împăcare. Aș zice că ar dura poate o lună de zile, maxim 20, după care vă despărțiți din nou. Dacă nu sunteți despărțiți, o va urma această despărțire, pentru că această persoană se simte destul de blocată, încât nu este capabil sau capabilă să facă pașii necesari pentru a continua relația. Voi veți
avea un nou proiect, veți avea pe parte financiară câștiguri și cumva pe viitor, pe viitorul apropiat, ca să zic așa, vă veți axa pe aceste câștiguri din partea, pe parte financiară. Unele dintre voi sau unii dintre voi văd că vreți să faceți ceva pe partea ezoterică sau chiar să începeți să, nu știu, să faceți lumânări, să confecționați ceva de acest gen. Este bine dacă aveți aceste gânduri și aceste idei să le și puneți în practică, pentru că asta vă va aduce beneficii financiare. În momentul actual, voi pot să zic că veți sta bine în viitorul apropiat cu partea financiară, nu cu partea sentimentală. Dar nu se știe niciodată, v-am mai spus, este o etalare generală, nu personală și nu se poate potrivi pentru toată lumea. Dar asta este pe o perioadă nu foarte îndelungată. Voi mai face etalări, astfel de etalări, și vom vedea ce se va mai întâmpla pe viitor. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!